Aș dori de la început să spunem din nou, slăvit să fie Domnul pentru tot ce a fost și va fi și mai departe. Prin harul Domnului, iubită biserică, aseară am vorbit despre principiile familiei și am subliniat această idee importantă că întotdeauna oamenii văd designul, însă Dumnezeu pune preț pe rezistență, că atunci când vine furtuna, familia noastră și familia ta să rămână în picioare. Am amintit despre maleabilitate, despre armonie, despre curățire, puritate și despre sinceritate. Astăzi vreau să ne uităm prin harul Domnului la pericolele familiei. Citesc din Genesa capitolul 2 cu versetul 15, unde Domnul Dumnezeu spune ceva foarte important. Domnul Dumnezeu a luat pe om și l-a așezat în grădina Edenului ca să o lucreze și să o păzească. Să o lucreze și să o păzească. Biblia nu spune aici dacă sunt pericole să o păzească, dacă sunt intruși, dacă sunt hoți, dacă are timp. Este o certitudine faptul că trebuie să lucrăm, dar trebuie să și păzim, pentru că întotdeauna sunt pericole. În Luca 11, cu versetul 21, Biblia spune: când omul cel tare și bine înarmat își păzește casa, averile îi sunt la adăpost. Dar dacă vine peste el unul mai tare decât el și îl biruiește, atunci îi ia cu sila toate armele în care se încredea și împarte prăzile luate de el. Astăzi nu o să vorbim ca și avere despre salariul nostru, despre monede, despre stax, ci vreau să vorbesc despre averea noastră care este familia noastră. Iubiții mei, cea mai mare bogăție pe care noi avem pe acest pământ este familia. Vreau de la bun început să explic ceva foarte important. Fiecare dintre noi suntem construiți pe compartimente. Creierul nostru are peste 120, unii doctori spun chiar 160 de zone. Fiecare zonă din creier este responsabilă de ceva anume. Dar dacă vreți să grupăm aceste zone și aceste compartimente, aș putea să le grupez foarte simplu, spunându-vă că avem compartimentul de nevoi fizice. Iar nevoia fizică are soluția ei. De exemplu, dacă ți este foame, mergi și mănânci. Avem departamentul care se numește departamentul financiar, de exemplu. Avem departamentul care se numește departamentul sentimental, departamentul educațional, departamentul spiritual. Îi spuneam unui om care nu credea în Dumnezeu în sens de nevoia de mântuire, de pocăință și care căuta fericirea într-o parte și în alta: până nu-ți rezolvi departamentul spiritual, nu te poți bucura pe deplin de nimic din celelalte departamente. De aceea veți întâlni în viața asta oameni milionari în euro și nefericiți. Și veți întâlni oameni poate cu o situație foarte modestă, poate pe o chirie, dar care ridică mâna sus la rugăciune și la cântare. Pentru că, iubiții mei, Dumnezeu ne-a creat în așa fel încât să nu fim fericiți fără El. Ar fi fost paradoxal, ca să nu spun ciudat, ca El singur să ne creeze în așa fel încât să ne putem găsi împlinirea și fericirea fără El. De aceea e foarte important să înțelegem în viața asta că nu putem lua soluția de la un departament și să o aplicăm la altul. Dacă mie mi-este foame și dumneavoastră îmi dați să citesc o carte, nu mă ajută cu nimic. Iubiții mei, știu că e basic lucrul ăsta, dar e atât de important și te poate scăpa de ani și ani de zile de frustrări. Vorbeam despre cheating aseară, despre infidelitate. Mergeți cu $1,000,000 la o femeie care a descoperit zile trecute că a fost înșelată. Nu va ajuta cu nimic toți banii aceia. Pentru că tu vrei să iei soluția de la material și să o aplici la sentimental. Ea a suferit o traumă sentimentală. Ea are nevoie de o vindecare sentimentală. Și am o veste bună: există între noi cineva care poate vindeca și rănile sentimentale. Slăvit să fie Domnul!
Iubiții mei, de aceea oamenii aleargă într-o parte și în alta, crezând că își pot rezolva multe lucruri. Dar dacă îți rezolvi relația cu Dumnezeu și apoi relația cu familia, vei avea împliniri în viața asta care nu se pot măsura cu nimic altceva. Îmi spunea cineva, am stat din județul Arad, am stat la masă zilele trecute cu niște milionari, toți milionari în euro, niciunul nu era fericit. Niciunul. Iubiții mei, a spus salmistul, fericirea mea este să mă apropii de Domnul. De ce am dat acest exemplu? Pentru ca să înțelegem cu toții că dacă ai acasă o soție iubitoare și un șef rău la servici, n-ai pățit mare lucru. Dacă ai un șef bun la servici și o soție sau un soț cu care nu te înțelegi, o să te distrugă lucrul ăsta. De ce? Pentru că departamentele astea pe care eu le-am prezentat au o ordine foarte importantă. Hai să o vedem. Dacă poți, te rog, pentru un minut să oprim PowerPoint-ul, să punem Iov 1 cu 1. Cea mai mare bogăție a acestui om, pe nume Iov, era bogăția sufletească. Omul acesta era fără prihană și curat la suflet. El se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău. Pe locul 2 era, versetul 2, familia. I s-au născut 7 fii și 3 fete. Pe locul 3 doar erau cele 11.500 de animale și poziția socială. Iubiții mei, e foarte important să am ordinea asta în viață. Dacă mașina pe care tu o conduci acasă e mai importantă ca și partenerul tău și ai mai mare grijă de ea decât de partenerul tău, mai devreme sau mai târziu o să ai probleme. Dacă serviciul tău este mai important decât copiii tăi, ascultă-mă, toată împlinirea pe care serviciul tău ți-o aduce nu poate compensa problemele pe care ți le aduc niște copii cu care nu te-ai înțeles în viața asta și de care nu te-ai ocupat. Dragostea este cea mai puternică forță din univers. Imaginați-vă o dinamită, deși comparația e slabă. Dar o dinamită poate să arunce în aer o casă sau poate să facă drum prin munte, depinde cum o folosești. La fel e și cu dragostea. O poți folosi pentru manipulare, pentru umilință, pentru înjosire sau o poți folosi pentru a crește copii pentru cer și a-ți duce căsătoria până la capăt cu bucurie, cu fericire. Pentru că dragostea e cea mai puternică forță din univers, împlinirile dragostei sunt cele mai profunde, dar și dezamăgirile ei sunt cele cu mai multe traume. De ce ar trebui să ne păzim familia? Care sunt pericolele care ne pasc? Iubiții mei, sunt pericole care vin din exterior, dar sunt pericole care vin din interior. Mai subliniez un aspect aici, înainte să merg mai departe. Au fost două războaie mari în America. Le cunoașteți mai bine ca și mine. Războiul de independență al Statelor Unite, când noua Anglie, adică America, a ieșit de sub dominația Angliei din Europa, da? Acest război a provocat 6.800 de victime. Și uitați ceva foarte interesant. Războiul civil al Statelor Unite din cauza sclaviei a provocat 600.000 de decese. Și acum o să spui, Cristi, ce legătură are slide-ul ăsta cu tema ta? Vreau să vedeți că atunci când americanii au fost uniți și au luptat în comun pentru o cauză, pagubele au fost mici. Și când americanii au fost divizați, pagubele au fost colosale. Iubiții mei, exact la fel este și în familie. Întotdeauna amenințările care vin din interior sunt mai puternice decât cele din exterior și produc întotdeauna pagube mai mari. Dacă toată California are ceva cu Cristi Boariu și cu soția lui și mă bajocoresc și mă înjură și mă fac în fel și fel și eu cu soția suntem una, nu avem mari probleme și mari pagube. Și dacă toată California mă iubește și mă apreciază și eu cu soția nu mă înțeleg, n-am câștigat nimic. De aceea, astăzi nu o să vorbesc despre pericolele care vin din afară, ci vreau să vorbesc despre pericolele care vin dinăuntru.
Pentru că dacă nu le vom cunoaște, nu ne vom putea feri de ele. Unul, primul pericol pe care îl observ destul de des în multe familii este competiția. Competiția. Genesa 2:24, Biblia ne amintește, de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și se vor face un singur trup. O altă traducere spune, vor fi doi într-unul. Probabil că vă amintiți de acest concurs, concursul de caiaca Noe. Acest concurs are mai multe reguli, dar una din regulile de bază este ca amândoi să vâzlească sincronizat și în aceeași direcție. Cei mai tari oameni pot să fie în barcă din lumea asta dacă ei vâslesc în direcții separate și intră în competiție unul cu altul, în loc să intre în competiție cu echipele din jur, ei nu vor înainta, ei vor bate pasul pe loc. Și la final vor fi fel și fel de acuze, de jigniri, pentru că nu și-au înțeles locul și rostul. Iubiții mei, în familie e ca și la concursul acesta. Trebuie amândoi să vâslească și amândoi să vâslească în aceeași direcție. Și mai subliniez un aspect foarte important. În viață veți observa că direcția e mai importantă ca viteză. Dacă mergi cu 100 la oră în direcția greșită, n-ai făcut nimic. Mai bine să mergi cu 20 de mile în direcția bună. Că sooner or later o să ajungi la destinație cum trebuie. Știu că e o competiție în lumea în care trăim. Dar mă rog, competiția să nu fie în familie între cei doi. Iubiții mei, competiția se vede în familie prin cine să aibă ultimul cuvânt, de exemplu. Un bărbat se lăuda că el are mereu ultimul cuvânt în România. Și cineva, într-o discuție privată, l-a întrebat, bun, dar care e ultimul cuvânt? Și el spunea, așa e, dragă. Știți? Cine să aibă dreptate, de exemplu. Competiția, să știți, caută dreptatea. Colaborarea caută, ce spuneam ieri, pacea. Cine domină? Și asta e o problemă, nu? Cine domină în familia voastră? Spunea o mamă către fata ei, să nu te lași cumva la el, zice. Să nu te lasă cumva să conducă el casa. Arată-i din prima zi și impune-te să vadă cine e șeful. O să vorbim despre șef la final. Ce vreau să vă spun este că familia unde există competiție între cei doi are foarte mult de suferit. Reproșuri, certuri, atacuri la persoane. Iubiții mei, mă uitam la scările acestea, imaginați-vă că în momentul când există competiție între mine și soția mea, eu urc o scară, ea supărată vrea să urce mai sus, eu supărat pe ea vreau să urc mai sus. La un moment dat scările alea se termină și caz în gol. Și când caz în gol, oamenii vor observa lucrul acesta. Această familie care are competiție în ea are foarte multe certuri, foarte multe atacuri la persoană. Într-o zi un înțelept și-a întrebat discipolii, de ce țipă oamenii când sunt supărați? Îmi spunea o familie recent, noi facem studiu biblic și uneori chiar ajungem să cuțipăm unul la altul, să ne contrazicem. Și i-am spus că de fapt la pocăiți nu există ceartă niciodată, doar discuții teologice mai aprinse. Și mă rog să fie așa, chiar să fie un adevăr asta. Dar un discipol a spus, țipăm pentru că ne pierdem calmul. Altul a zis, țipăm pentru că a fi sigur că celălalt ne aude. Maestru întrebă din nou, totuși, nu am putea vorbi mai încet cu voce joasă? Și înțeleptul a continuat spunând niște lucruri care mie mi-au plăcut mult. Când doi oameni se ceartă, inimile lor se îndepărtează. Ei rămân pe loc, dar inimile se îndepărtează. Pentru a se auzi unul pe celălalt, aceștia trebuie să strige mai tare, proporțional cu gradul de mânie. Cu cât se manifestă mai multă furie, cu atât este nevoie de mai multe strigăte care să acopere distanța dintre cei doi. Însă atunci când doi îndrăgostiți se întâlnesc, inimile lor se apropie și vorbesc încet. Și uneori nici nu e nevoie de cuvinte, ci doar de șoapte, de murmure. În final, înțeleptul concluzionă astfel. Luați seama la cuvintele pe care le folosiți când discutați și nu lăsați ca inimile voastre să se separe una de cealaltă. Căci va veni o zi când distanța va fi așa de mare încât inimile voastre nu vor mai găsi drumul de întoarcere. Doamne, dă-ne înțelepciune în familie. Știți, uneori când discutăm, totdeauna când discutăm, nu trebuie să ridicăm tonul, doar valoarea argumentelor.
Nu aș vrea astăzi să înlocuim în familiile noastre competiția cu cooperarea. Uitați ce spune Biblia aici, am să-i fac un ajutor perfect pentru el. Dacă o să cauți ajutorul perfect, la nesfârșit o să rămâi necăsătorit sau necăsătorită, că nu există ajutorul perfect. Iubiții mei, frumusețea la bărbat și la femeie este exact acest lucru, că suntem diferiți. Și vă dau un exemplu unde suntem diferiți, pe care ar trebui să-l știți dumneavoastră, că aveți mulți, mult mai multe experiențe ca mine. Femeile sunt mult mai axate pe relații, bărbații mult mai axați pe lucruri, pe obiecte. Vă dau un exemplu. Dacă motorul de la mașina mea se strică, nu o să vedeți pe soția mea supărată niciun minut. Cu oricum, eu îl plătesc, nu afectează cu nimica. Știți? Dacă soția mea merge la biserică la noi la Deva, vorbesc de oameni cunoscuți, și nu salută o singură soră de pe bancă, și la fel și dumneavoastră aici, merge acasă nu cu, măi, ce idee au avut Boariul la predică. Nu, știți cu ce merge acasă? Cred că are ceva cu mine. Eu vă spun sincer, dacă vin și stau pe o bancă și nu mă salută nimeni, nicio problemă, mă pun și ciciesc. Chiar îs bucuros că nu mai consum cuvinte, știți? O altă diferență foarte mare între noi, bărbații când merg la restaurant, n-au treabă cu cine stau la masă, importantă e mâncarea. O femeie nu merge la restaurant dacă n-are cu cine stau la masă. Sunt lucruri, iubiții mei, basic, dar atât de important să le cunoaștem, să le cunoaștem. De aceea e frumos că suntem diferiți, pentru că atunci când suntem diferiți, ne putem completa unul pe altul. Uitați cele două piese de puzzle. Dacă ar fi la fel, n-ai putea să construiești o imagine frumoasă cu el. 2. Un alt pericol care amenință foarte mult familia și poate sună ciudat, este materialismul. Materialismul. Dicționarul Oxford definește materialismul ca și a tendency to consider material possessions and physical comfort as more important than spiritual values. Preocuparea exagerată cu lucrurile materiale va răci relația dintre cei doi. Cei doi vor comunica mai puțin, se vor întâlni mai rar, vor avea conturi mai mari. Dar un cont plin nu poate suplini o lipsă a comunicării și a timpului petrecut împreună. Iubiții mei, cei doi se vor vedea tot mai rar încercând să aibă tot mai mult. Vă rog să vorbiți cu oamenii care au business de bătrâni și să-mi dați un singur caz din toată istoria acelor oameni în care cineva pe patul de moarte să zică: îmi pare rău că în loc de 1.900.000 am avut 1.300.000. Never ever. Nu se va întâmpla asta. Toți oamenii care mor au două regrete. Unul, că nu s-au împăcat cu Dumnezeu, cei care își mai dau seama de lucrul ăsta, și doi, că n-au petrecut mai mult timp cu cei dragi. De aia vinea Anna Frank și spunea că noi ducem flori la mormântare pentru că regretul e mai puternic decât recunoștința. Știți? Eu aș vrea astăzi să lucrăm în viața noastră în așa fel încât recunoștința să fie mai puternic decât regretul. Dar asta nu poți să rezolvi în ultimele 5 minute din viață. Mărturia lui Cristi Boariu de la 80 de ani este puternic influențată de deciziile lui de la 40 de ani. Nu ai cum să ai o mărturie de povestit nepoților când tu faci schimbări cu 3 minute înainte să povestești în viață. Nu ai cum. Lipsa din casa mamei, a tatălui, pentru o vreme delungată a dus la pierderea autorității în fața copiilor. Și personal cunoaștem cazuri în România și cred că aveți și voi, unde tata și mama au putut să ofere tot material, dar n-au putut să ofere tot spiritual. De aceea Biblia ne avertizează, Evrei 13:5, să nu fiți iubitori de bani, mulțumiți-vă cu ce aveți, căci El însuși a zis: nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Luca 12:15, vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani. Iubiții mei, dați-mi voie să mai amintesc un lucru. Cineva a zis: așa m-a binecuvântat Domnul că nu mai am timp de biserică. What? Nu.
Nu. Eu nu dau cadouri copilului meu ca el să plece din prezența mea. Eu dau cadouri copilului meu ca să-l apropii. Dar să nu uitați că prea multe Lego-uri și puzzle, o să fie ocupat copilul mult în cameră și știți ce spun? Și uneori trebuie să mergi să iei Lego-ul numit cum vreți voi sau puzzle-ul ca să mai vină în brațele tale. Și asta face Dumnezeu uneori cu noi. Ne prea afundăm în cele materiale și nu mai avem timp de cele care cu adevărat contează. Nu voi duce nici gresia, nici granitul, nici faianța în cer, dar voi pleca cu soția și copiii dincolo. I-am spus unui patron nu de mult, care să lăuda cât are el. Hai să ne lăudăm cu ce ducem, nu cu ce lăsăm aici. Iubiții mei, subliniez un aspect foarte important. Iisus ne spune că valoarea vieții noastre nu stă în ceea ce suntem. Nu stă în ceea ce avem, ci stă în ceea ce suntem. Căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Diavolul vrea să folosim oamenii și să iubim banii. Dumnezeu vrea să iubim oamenii și să folosim banii. Doamne, ajută-ne la asta. Da? Nu a avea bani e o problemă, ci iubirea lor. 1 Timotei 6:10, căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Și auziți ce se întâmplă cu cei care au alergat după asta. Au rătăcit de la credință și s-au străpuns singuri cu o mulțime de chinuri. Nu am multă experiență ca slujitor, dar am văzut familii care s-au străpuns singure cu o mulțime de chinuri. O mamă care era foarte săracă în România și avea 7 copii, s-a rugat toată viața și a zis, Doamne, un singur lucru își cer de la pruncii mei, toți să aibă bani. Astăzi toți au bani, niciunul nu-i mântuit. De ce? Că avea bani e o problemă? Nu. Pe locul întâi trebuie să fie relația mea cu Dumnezeu, 2, relația cu soția și sau soțul și 3, relația cu copiii. Și apoi celelalte lucruri vin și ele. Iubiții mei, un om care este cuprins de materialism trebuie să ia timpul acela de undeva. Și ascultați, vă rog, o statistică incredibilă. O echipă de cercetători au vrut să afle cât de mult timp petrec tații clasei mijlocii din America jucându-se și interacționând cu copiii de vârste fragede. Inițial au rugat un grup de tați să estimeze ei timpul petrecut cu copiii, iar ei au răspuns aproximativ 15-20 de minute pe zi. Ca să verifice răspunsurile taților, investigatorii au atașat microfoane de hainele copiilor pentru a înregistra interacțiunea verbală cu părinții. Rezultatele studiului sunt șocante. Timpul petrecut de acești tați cu copiilor era în medie 3-7 de secunde pe zi. Interacțiunea directă se limita la 2,7 interacțiuni scurte pe zi de 10-15 secunde. Hi, how are you? Fine, ok? Și merge la Xbox. Și merge pe TikTok și pe Netflix. Din păcate, aceasta se pare că reprezintă contribuția parentală în viața milioanelor de copii din America. Haideți să comparăm aceste interacțiuni de 3-7 de secunde dintre tată și copil cu o altă statistică. Un preșcolar vizionează în medie între 30 și 50 de ore de conținut video pe săptămână. Ce imagine incredibilă conturează cele două statistici. În timpul anilor de formare, când copiii sunt vulnerabili în fața experiențelor, când au nevoie de guidance, de părinți, de ajutor, de principii, ceea ce ei primesc se rezumă la 3-7 de secunde pe zi din partea taților și 30 sau mai multe ore pe săptămână în fața unui ecran. Mai este necesar să ne întrebăm de unde își iau copiii noștri valorile? Doamne, dă-ne înțelepciune astăzi! Iubiții mei, spunea o maximă, nu poți compensa prin slujire ceea ce pierzi prin neascultare. Dați-mi voie să compar cu familia, nu poți compensa cu bani ceea ce pierzi prin timpul pe care nu-l petreci cu cei dragi. Marcu 8:36, ce ar folosi unui om să câștige
toată lumea dacă își pierde sufletul. Mi se pare, și vorbesc cu soția mea tot mai des lucrul ăsta, muncești mult, strângi mult și pe când să te bucuri de ele, se strică piesele. Și trebuie să pleci. Și trebuie să pleci. Și din păcate nu putem duce nimic cu noi decât faptele noastre și familia noastră. Vă reamintesc, plecând mai departe, că suntem în trecere prin lumea aceasta, nu la întrecere. Nu la întrecere. Și dacă cineva are mai mult ca voi, vă dau o veste bună, va ține foc cu mai mult. Au fost la noi acasă martorii lui Jehova, au avut nevoie să meargă până la grupul sanitar. Când s-au întors, au spus, aveți o baie foarte frumoasă. O să vă rămână vouă, le-am spus, după ce plecăm. Ia. Pământul cu tot ce este pe el, va arde, va arde. Copiii, iubiții mei, pleacă. Hai să punem preț pe ceea ce focul nu poate să lovească și să ardă. 3. Un alt pericol este căminul căldicel. Apocalipsa 3 cu 15 spune Domnul unei biserici, dar se potrivește și familiei, pentru că biserica este compusă din familii. Știu faptele tale, că nu ești nici rece, nici în clocot. Iubiții mei, vedeți dumneavoastră, cam astea sunt etapele prin care poate trece o familie care nu veghează. Dragoste fierbinte, apoi căldicică, apoi rece, apoi prefăcută. Că nu pot să recunosc că e rece și trebuie să mă prefac, că e ok. Știți? Am mers un păstor într-o familie și el a schimbat un pic limbajul cu soția. Și-a zis, dragă, iubi, te ajut, ea tot era roșie, știți? Și și-a dat seama păstorul că e ceva uzual lucrul ăsta, în ghilimele uzual, ce se întâmplă între ei. Prefăcută și părăsită. Iubiții mei, dați-mi voie să amintesc un lucru foarte important. Căsătoria noastră este o cutie goală. Acum, cei care v-ați căsătorit știți lucrul ăsta. Sper să nu speriu pe cei care nu s-au căsătorit încă. Atunci când te căsătorești, în fiecare dimineață și în fiecare seară, căsătoria familiei tale este o cutie goală. Nu există iubire în căsătorie. Iubirea este în oameni și oamenii o pun în căsătorie. Nu există răbdare, nici kindness, nici patience, nimic nu este în căsătorie. Toate lucrurile astea sunt valori pe care niște părinți și Dumnezeu, dacă cei în cauză au dorit asta, le-au pus în inimile copiilor până la 18, 20, 22 de ani. De aia e mai important decât telefonul pe care îl dai copilului tău să-i dai niște valori și principii eterne. Că telefonul și-l schimbă, valorile nu. Caracterul rămâne, iubiții mei. Eram cu soția undeva la un camp și am făcut exact ce spuneam și ieri de burgerul acela. Am chemat-o pe soția mea în față, am luat o cutie goală, ea a luat două bilete pe care scriau două calități, de exemplu, respect și kindness. Eu am luat două bilete pe care scria iubire și răbdare. Am pus eu un bilet în cutie, a pus ea. Am vrut să arăt în fața tinerilor și astăzi vreau să vă arăt în fața voastră ce se întâmplă de fapt în căsătorie în fiecare zi. Fiecare dă ce are. Noi punem din ceea ce avem în cutie. Acum când ai pus două calități și amândoi bagă mâna să ia, e frumos că le găsești. Problema este că în cele mai multe cazuri de căsătorii din lumea aceasta, doar unul pune și doi vor să ia. Și atunci ajungem să ne batem în cutie pe calitatea aia, știți? Pentru că așa suntem creați, iubiții mei, să ne completăm. Și mi se pare normal, dacă eu am valori, să-mi iau și eu pe cineva cu valori, nu? Acum imaginați-vă că soția mea descoperă șocantă după căsătorie, că eu în afară de bani n-am nimic. Și în loc să recunosc că nu am nimic și să doresc să mă schimb, sunt orgolios, sunt egoist, și vreau să iau bilețelul pe care ea l-a pus, dar și ea vrea să-l ia. Și așa se ajunge la frustrări, la neajunsuri, la cuvinte aruncate. Și ascultați acum unde am vrut să ajung. Oamenii zic, divorțez. Pentru că întotdeauna omul vinovat, în cele mai multe cazuri, nu recunoaște că el e vinovat. Știi ce spune? Ea e vinovată, știu că e vinovată, singura ei vine că te-a luat. Asta e singura vină. Da. Pentru aia au zis Abigail către David, eu sunt vinovată. Care a fost vina? Păi l-am luat pe nebunul ăsta, iertați-mi expresia, da. Asta a spus ea.
Acum, nu știu de ce l-a luat, că ea era o fată cu valori. El avea oi, caș. Eu fi zis mama lui Abigail, Abigail nu-i pentru tine. Mami, ai văzut ce BMW are? Cum să nu fie pentru mine, mami? Ce casă are? Iubiții mei, valoarea noastră stă în ceea ce suntem, nu în ceea ce avem. Tot ce avem putem pierde. Tot ce suntem ducem cu noi până în ziua morții. Revin la divorț. Cristi Boariu, da? Frustrat, în loc să recunoască că e de vină, o lasă și pleacă. Pentru că nu dorește schimbarea. Haideți să vă pun o întrebare. Se rezolvă problema lui Cristi Boariu? Niciodată. Dacă Cristi Boariu este un om bârfitor în Deva și se mută în California, nu vă speriați că nu mă mut, și se mută în California, tot bârfitor va fi. Faptul că trec vama nu-mi schimbă caracterul. De aceea aveți mare grijă. Îmi iau o fată din România pentru băiatul meu. Foarte bine. Nu-i rău. Numai să știi că atunci când trece vama, tot același băiat va fi. Să nu uiți. Iubiții mei, nu există romantism în căsătorie. Trebuie să-l infuzezi tu în căsnicia ta. Un cuplu trebuie să învețe arta și să formeze obiceiul de a dărui, a iubi, a servi, a aprecia și de a păstra cutia căsătoriei mereu plină. Atenție! Dacă iei mai mult decât ai pus, cutia se golește repede. Familia care are dragostea căldicică se va schimba, își va schimba limbajul, gata cu iubii, cu dragă, se va înlocui cu altele, dorința de slujire a unul altuia scade, ajung doar copiii să-i mai țină împreună. Spunea o soră, pare rău să spun asta, când copiii mei sunt mari, frate Cristi, eu plec de la asta. Ce trist, doar copiii să te țină împreună. Ei pot să fie divorțați sentimental, financiar, emoțional, dar că n-au mers la tribunal încă. E dragoste căldicică. Ei nu se mai respectă unul pe altul. Am o veste bună astăzi. Bunătatea, mila și iertarea pot face ca dragostea să fie din nou în clocot. Coloseni 3:14, dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea. Asta e provocarea care eu am astăzi, iubiții mei, să nu mai ținem dragostea pe umeraș și să-i punem naftalină, știți? Să o îmbrăcăm. Să o îmbrăcăm. Și în ultimul rând, mai vreau să amintesc un aspect care se numește anarhia, o altă amenințare puternică la periculele familiei. Anarhia, dezordinea. E ciudat punctul acesta pentru că poate fi ordine în casă din punct de vedere al curățeniei și totuși dezordine din punct de vedere al relațiilor. Iubiții mei, oare ce produce anarhia în familie? Care este cauza anarhiei în familie? În primul rând, lipsa nivelelor de autoritate. Au fost două întrebări ieri despre ordinea corectă în familie și le-am lăsat să răspundem astăzi. Dacă vă uitați cu atenție, sus este Hristos, apoi soțul, apoi soția și apoi copiii. Uitați-vă ce frumos spune despre soț. He has to protect the family, he has to lead the family. He has to provide for the family. Dumnezeu nu va întreba pe soția mea de ce nu s-a rugat copiii acasă cu mine în ziua judecății. Dumnezeu mă va întreba pe mine. Eu trebuie să inițiez strângerea copiilor la rugăciune. Eu trebuie să mă implic nu doar în a aduce bani, ci în a conduce familia spre cer. Dacă Cristi Boariu stă acasă la meci să vadă cum joacă Real cu Barça și își trimite copiii la biserică, o să plece de gura lor, de gura lui, de gura mea, pentru un timp, după care nu o să mai plece. De ce? Pentru că ce face tata strigă mai tare decât ce spune tata. The wife has to comfort, has to teach, has to nurture. Ți-ai înțeles rolul ca și soție? Ți-ai înțeles scopul pentru care ai fost creată? Nu cunosc niciun om mare în istoria bisericii. Mă refer care a avut o educație de mic cu influență, care să nu fi avut o mamă puternică în spate. Când Spurgeon pleacă de acasă, știți ce îi spune mama? Puteți citi în istorie. Dacă nu vei umbla pe calea pe care ți-am arătat-o din Scripturi, în ziua judecății, eu voi depune mărturie împotriva ta. Ca să spui astfel de cuvinte, trebuie să se facă cu partea.
și mama lui Spurgeon și-a făcut parte. Nu vreau să-mi fac reclamă la cărți în timpul predicii, dar am scris despre eroi aceștia, despre, de exemplu, despre Moody, despre Jim Elliot, Elizabeth Elliot. Vedeți cu ce bagaj de educație au venit oamenii aceștia. Și de ce? Pentru că a fost o mamă în spate care și-a înțeles rostul și rolul. Și sfaturile mamei ne urmăresc în viață. Găsiți aceste nivele de autoritate în Efeseni 5 cu 23 și 24. Ce trebuie să facă copiii? Să-și asculte părinții și să-și iubească părinții. Am o subliniere la bărbații care spun, femeia nu mi-e supusă. Acum știu că supus sună urât în California în 2023. Dar spune în limba engleză spune, the wife shall respect her husband. Ok, puteți înlocui cu cuvântul respect. Ce vreau să spun astăzi tuturor bărbaților este un secret și sper surorile să nu mă audă. Orice bărbat care îl iubește pe Iisus Hristos din toată inima va avea o soție care îl va iubi. Iubiții mei, încă n-am văzut niciun divorț în care să zică divorțez pentru că bărbatul meu e prea pocăit. I mean, e prea răbdător, e prea îngăduitor, se ocupă prea mult de copii. În loc să stea pe Netflix, toată ziua e cu copiii în brațe și toată ziua... Deci mă și împingi de la vase uneori să le spale, să le spele el. Vreau să divorțez, deja devine sec, deja devine irritant. No way. Nu. Ce vreau să mai spun este că respectul nu se impune, ci se câștigă. Dacă trebuie să dai cu pumnul în masă și să-i amintești soției de Efeseni 5 cu 23, tu deja ți-ai pierdut de mult locul. O altă problemă, iubiții mei, este lipsa călăuzirii spirituale în decizii. De aceea este multă dezordine. Am auzit că ea fac bani nu știu unde. Dau un exemplu, în Texas sau în Tennessee. Gata, împachetăm și plecăm. Cât de mult te-ai rugat pentru asta? Cât de mult ai postit pentru asta? Îmi spunea seara cineva, am stat cu soția o oră pe Zillow. Și am vorbit înainte să stăm pe Zillow, nu mai punem înaintea Domnului și nu ne mai rugăm, că alții au plecat și le mere bine. Și de câte ori am pus înaintea Domnului, Domnul a spus să nu plecăm. Gata, nu mai punem înaintea Domnului, nu ne mai rugăm, nu mai facem, căutăm pe Zillow direct. O oră tot vorbeau acolo, ea vrea dincolo, ea în altă parte, după o oră sună prorocul. Pace, frate, era să zic cine. Cum ești? Bine. Nu ești bine. Puseseră niște probleme, niște lucruri și au vrut să-și facă bagajele. O zis Domnul să vă spun că nu-i vremea plecării încă. Și soției spune ei să nu mai pună la inimă toate cuvintele. Iubiții mei, ascultați-mă, avem o singură viață. Nu-i ca și în jocurile pe calculator unde ești împușcat, iese afară, iei un cola și intri din nou. Nu. Avem o singură viață. Mi-aș dori din toată inima ca la finalul vieții Dumnezeu să-mi spună, Cristi, ai fost la locul în care te-am pus și ai făcut slujba pe care ți-am dat-o. E foarte greu să faci slujba al Domnului dacă nu ești în locul în care ești pus de Domnul. De exemplu, eu pot să am cea mai tare drujbă din România, dacă ea e la Suceava și nu la Deva, nu pot să o folosesc. Ea poate să fie nouă, ea poate să fie pregătită, ea poate să fie unsă. Țineți foarte mare cont de viața asta, de lucrul acesta în viață, iubiții mei. Nu luați decizii doar pentru bani, doar pentru financiar, doar pentru că și la altul îi mere bine. Da? Romani 8 cu 14, toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. GPS-ul nu a fost făcut să fie pus în torpedou, ci să fie pus în față și să-l folosești. Duhul Sfânt nu ne-a fost dat să ne bate în care vorbește mai mult în alte limbi. E frumos dacă vorbești în alte limbi. Apropo, spunea fratele Nicolae Cioruc, când vorbeam toți în alte limbi, ne înțelegeam de minune. That's so true. Dar Duhul Sfânt ne-a fost dat, iubiții mei, să ne călăuzească. Că e suficient un semn giratoriu să ieși unde nu trebuie și trec 10-15 ani și îți dai seama că n-ai ieșit unde trebuia. Ce faci? Te mai poți întoarce în spate? Pe șosea, da. În viață, nu. Ceasul poți să-l dau înapoi. Timpul,
Niciodată. Și mai subliniez un aspect și mă apropii de final. Lipsa disciplinelor spirituale în familie. Ne rugăm când avem chef, postim, dacă trebuie să ne mutăm doar, sau când e ceva mai important. Am o veste bună. Familia care se roagă împreună, rămâne împreună. Familia care vine la biserică împreună, rămâne împreună. Familia care slujește împreună, rămâne împreună. Doi Ioan 1:8. Cu asta vreau să închei. Păziți-vă bine să nu pierdeți rodul muncii voastre, ci să primiți o răsplată deplină. Și închei, iubiții mei, cu câteva hotărâri pe care aș dori să le luăm acolo în interiorul nostru. Mă decid de astăzi ca în familia mea să înlocuiesc competiția cu cooperarea. Să prețuiesc spiritualul mai mult decât materialul. Să păstrez dragostea mereu fierbinte și să respect autoritatea și să rămân sub autoritate. Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze.